dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine și mai bine. Da. Poate un pic mai... Dreapt, cum spuneți? Așa să nu merească reclamă. În cap. În cap. Domnule Ciucă, haideți să încep eu cu Tudor Ionită de la Deschide.md. În Republica Moldova, împreună cu diaspora, suntem cel puțin 50% care își doresc reunificare cu România. PNL, ca partid al Unirii și militant activ pentru România Mare, ia în calcul și posibilitatea reunificării cu Basarabia? În acest moment am discutat și cu autoritățile Republicii Moldova, începând cu doamna președintă, cu președintele Parlamentului, iar că am avut mai devreme o întâlnire cu primarii de dreapta din Republica Moldova și am discutat toate aceste aspecte care vizează drumul european al Republicii Moldova. Și împreună, în momentul în care Republica Moldova va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, atunci vom fi cu adevărat uniți în Uniunea Europeană. Sunt eforturi pe care le fac autoritățile de la Chișinău, sunt eforturi pe care le fac autoritățile de la București, sunt eforturi pe care le fac țările membre ale Uniunii Europene care sprijină acest demers al Republicii Moldova și în perioada următoare trebuie să ne concentrăm atenția asupra tuturor acestor etape pe care trebuie să le parcurgem. Noi am oferit tot ceea ce înseamnă sprijinul tehnic, expertiza, pentru ca drumul acesta să fie cât mai coerent și cât mai rapid cu putință. Deci, în decembrie, Uniunea Europeană a decis că Moldova poate începe negocierile. Ar urma să aibă loc și Comisia Interguvernamentală, așa încât să fie dat statul propriu-zis al negocierilor. Deci, ne spuneți cum apreciați evoluțiile din Republica Moldova și e pregătit Chișinăul pentru ca să înceapă negocierile? Chiar discutam și am trecut în revistă istoricul acestor etape pentru România, care la vremea respectivă au durat aproximativ 4 ani din momentul în care ne-am exprimat această opțiune, de la dobândirea statutului de candidat până la deschiderea negocierilor și iată, există premise ca în perioada următoare, în această vară, să avem și o a treia etapă îndeplinită. Au trecut aproximativ un an și jumătate. Statutul de candidat la finele lui 2022, începerea negocierilor la începutul acestui an, la jumătatea acestui an, iată cea de-a treia etapă. Ca atare, apreciez că este o dinamică bună pentru procesul de integrare și cu cât există mai multe decizii și mai mult sprijin al cetățenilor Republicii Moldova, pentru că trebuie să discutăm, nu este doar un efort al autorităților, este nevoie ca cetățenii Republicii Moldova să creadă în acest demers, pentru că beneficiile pe care noi toți le-am avut și pe care le împărtășim cu autoritățile și cu cetățenii Republicii Moldova sunt determinante în urmarea acestui proces. De exemplu, spuneam un pic mai devreme că din momentul începerii procesului de aderare până la dobândirea statutului de membru, PIB-ul României a crescut de 3 ori. Ca atare, în această perioadă de preaderare avem nevoie să asigurăm toate elementele acestea de detaliu și de specificitate pentru a putea să se beneficieze de fondurile de preaderare, astfel încât Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova să vadă cu adevărat care sunt avantajele statutului de membru al Uniunii Europene. Relaur, grupul de presă Realitatea. România este unul dintre cei mai puternici parteneri ai Republicii Moldova, chiar cel mai puternic, care ne sprijină, în special după începutul războiului. Vă rugăm să ne spuneți care vor fi domeniile chei în acest an pentru sprijinul Republicii Moldova și poate știți valoarea ajutoarelor care se estimează în acest an.
Știți că încă din 2022 România a pus la dispoziție un fond de 100 de milioane de euro, bani care sunt destinați pentru proiecte specifice care sunt stabilite la nivelul guvernului și autorităților locale din Republica Moldova. Sunt de asemenea toate aspectele care țin de procesul tehnic de aderare și aici am discutat și cu premierul Dorin Drecean, am discutat și cu președintele Igor Grosu, modul în care noi asigurăm personal ca fie de aici, de la Chișinău, fie de la București, să respectăm și să ajutăm la toate aceste etape, proceduri tehnice pe care trebuie să le desfășoare, inclusiv cele de modificare legislativă, și tot ceea ce ține de sprijin nemijlocit, dincolo de proiectul Satul European, pentru că ne-am văzut cu primarii și primarii sunt foarte interesați de continuarea programului de finanțare pentru Satul European în Republica Moldova. Am discutat despre un proiect de lege care vizează finanțarea primăriilor din România care să primească bani pentru proiectul de înfrățire cu primării din Republica Moldova, deci să fie o linie de finanțare separată pentru acest proiect. Sunt de asemenea proiectele care sunt în dezvoltare pe interconectarea energetică și în momentul de față discutăm de cel puțin două puncte de interconectare. Cel mai avansat este cel de la Suceava la Bălți. Discutăm de asemenea de proiectele de interconectare unde sunt folosiți și bani europeni pentru construcția de poduri. Sunt patru poduri care vor fi, unele dintre ele refăcute, altele se vor construi de noi. Și sunt proiectele de dezvoltare a rețelei de gaze și a conductelor de apă, care de asemenea vor fi în continuare dezvoltate și susținute financiar. Știu că la nivelul companiei Transgaz există o colaborare foarte bună cu compania din Republica Moldova și sunt celelalte proiecte care sunt în derulare pe ceea ce înseamnă partea aceasta de relaționare între mediul de afaceri. Sunt activități care se desfășoară în cadrul forumurilor economice. Iată, Republica Moldova și oamenii de afaceri din Republica Moldova prezenți la companiile din Republica Moldova prezente la activitățile Bursei de Valori din București. Domeniul financiar bancar de asemenea trebuie foarte bine interconectat. Sunt pași importanți care s-au făcut și îi vom face în continuare, pentru că tot ceea ce înseamnă sprijinul pe care îl acordăm Republicii Moldova este un sprijin pe care îl acordăm și României. Deci este o chestiune care ține de toată politica noastră pentru sprijinul Republicii Moldova. Securitatea este o provocare pentru Republica Moldova în vremurile noastre, în condițiile în care avem un singur radar de supraveghere, iar periodic cad rămășițe din drone sau bucăți de rachete. Vreau să ne spuneți ce ar trebui să facă Republica Moldova pentru a spori capacitățile de apărare și dacă poate conta pe ajutorul partenerilor în acest sens. Republica Moldova este stat partener al Alianței Nord-Atlantice și este este într-un program de sprijin și de asistență nemijlocită pe relația dintre Ministerele Apărării din România și Republica Moldova. Ca atare, există de asemenea un birou de apărare, se numește Defense Capability Building al NATO la Chișinău. Acest birou, împreună cu autoritățile de la Ministerul Apărării Naționale, identifică și dezvoltă toate aceste programe care trebuie să prindă contur în actualul context și știu că s-au făcut pași importanți, așa cum ați spus și dumneavoastră, știu că există la nivelul Ministerului Apărării Naționale programe care sunt în derulare,
din partea noastră există în continuare sprijin și discutăm cât se poate de aplicat și concret modul în care putem să creștem capacitatea de reziliență a Republicii Moldova. Domnule Ciucă, dumneavoastră, în afară de faptul că sunteți fost premier, sunteți și militar de carieră, de aceea vreau să vă întreb în contextul actual, inclusiv în Ucraina, ce credeți că ajunge mai devreme Chișinăul la Bruxelles sau armata Bruxelles la Chișinău? Dacă ar fi vreunul dintre noi care să aibă acest răspuns, lucrurile ar sta cu totul altfel. Nu putem să previzionăm în acest moment. Este o chestiune care ține în mod predilect de măsurile care se iau pentru a putea să întărim capacitatea de descurajare și de apărare, astfel încât să nu avem niciun fel de înaintare pe axa est-vest. Trebuie să dăm garanții și oamenii să aibă certitudinea că la nivelul autorităților, la nivelul mediului internațional se iau măsuri pentru a putea să ne asigurăm siguranța cetățenilor și securitatea țărilor noastre. Vă mulțumesc!